Da, vă rog frumos să-mi spuneți câteva cuvinte despre eveniment. A fost un eveniment frumos, o gală interesantă, revista Artaut a făcut 4 ani și am avut plăcerea să o prezint. Ce v-a frapat cel mai mult la acest eveniment? Ce v-a plăcut cel mai mult? Nu m-a frapat nimic, tot a fost de bine. Ce să-mi placă? Îmi place că avem tineri talentați, îmi place că avem tineri care se ocupă în continuare de viitorul României și încearcă să promoveze cultura prin orice mijloace, fie că este vorba de presă scrisă, de muzică sau de teatru, de ce nu? Un gol pe oblică. De ce am înnebunit să stau pe fundul gol oblică? E un exemplu! Păi stai tu cu fundul gol oblică! Bună seara, având în vedere că am fost parte din echipa organizatorică, pot spune că evenimentul a fost într-adevăr un succes. Bineînțeles, am trecut prin momente dificile, dar asta ne face mai puternici și sperăm ca la anul Gala Artaut 2016 să fie una și mai mare, cu și mai mulți invitați și cu un program mult, mult mai bun decât cel de anul acesta. Evenimentul vrea și trebuie să transmită o idee generală că noi, tinerii, suntem deschiși către artă și cultură, că promovăm și susținem evenimentele culturale, fie ele festival de muzică, de teatru, de dans, și că în Artaut întotdeauna o să găsească un partener de încredere. Ce înseamnă Artaut? Care este tema și cui se adresează? Artaut se adresează tuturor persoanelor care sunt interesate de domeniul artei și culturii. Este o publicație ambițioasă. Vorbim de revista Artaut, revista Teen Artaut, care este un concept diferit pe piața cultural-artistică. Vorbim despre promotor al unor evenimente culturale. Tocmai de aceea nu putem să definim publicul Artaut ca fiind un public țintă, pentru că vorbim și ne adresăm unor persoane din sfera culturală. Evenimentul din această seară, Gala Artaut ediția a doua, este un moment foarte important pentru noi, pentru că celebrăm 4 ani de activitate și cum altfel am putea, dacă nu printr-un program artistic cu totul și cu totul remarcabil, urmat de cocktail și fotografii. A fost muzică, au fost diferite instrumente care s-au îmbinat, pentru că tema acestei gale a fost Art Fusion, amestecul dintre diferite arte în vederea unei colaborări frumoase. Am avut muzică, am avut teatru, am avut proiecții video, am avut diferite genuri ale artei care s-au îmbinat. Principiul de bază al galei a fost acela de a reuni publicul nostru, colaboratori, parteneri și posibili viitori colaboratori pentru un spectacol de excepție. Unde ești? Sunt eu aici. Și eu unde sunt? Păi ești acolo. Pentru mine tu ești acolo. Iar pentru tine eu sunt aici. Încă o dată. Unde ești? Nu să fiu numai aici. Și unde sunt? Ești acolo. Așa spui tu. Așa? Așa spun eu. Așa spun ei. Așa spune fiecare dintre noi. Dar în realitate vine Einstein și spune că tu nu ești acolo. Eu nu sunt aici. Ei nu sunt acolo. Nimeni nu este nicăieri.